În casa cuplurilor este liniște, vă dați seama cum poate să fie altfel. Vlad, am văzut că coafează fetele, pentru că vă spuneam că Cătălina este plecată, au o ședință la Oriflame, o ședință de make-up. Este altceva, liniște, voie bună, chiar sunt foarte, foarte fericiți. Sunt tare curioasă să vedem cum va fi emisiunea din live, dacă vor participa și casa băieților în casa fetelor. Din câte știu eu, când se întâmplă astfel de activități, casele sunt închise toată săptămâna și gen fiecare casă va participa la live din sufrageria lui, să zic așa, și doar se dau imagini atunci când sunt materiale. Vom vedea ce va fi. Sper să avem o zi frumoasă. Cu siguranță va fi mult mai diferită față de până acum. Sper să avem o zi frumoasă și toată lumea să fie fericită.